Am fost solicitat să vin la fața locului pe strada Consilierilor în calitate de părinte al unui minor care a fost găsit în mașina de 16 ani a surorii lui, pentru că a fost depistat stând la volan în trafic pe stradă de către un echipaj de poliție. Cu siguranță nu, și asta se vede pe filmare și sunt dovezi în sensul acesta, pentru că eu nu pot, la forța pe care am eu, să agresez o femeie. Vă dați seama că ar fi ieșit cu totul și cu totul altceva. Am fost agresat, eu verbal, și deși nu aveam nicio calitate și am prezentat documentele, m-am supus testării alcool test și tot ce au solicitat polițiștii, mi s-a spus că va trebui să merg la sediul poliției, la secție, în calitate de tutor al minorului. Am fost de acord. După care, în momentul în care am început să le spun să-și respecte meseria și să-și o facă așa cum trebuie, să cheme părinții minorilor, să-i scoată din mașina de poliție, să-l deblocheze fata care era în mașină, pe bancheta din spate a mașinii copilului, s-au supărat și au început să devină agresivi. Au vrut chiar să mă și imobilizeze cu cătușele și de aici a degenerat totul. Au tras de mine, eu m-am supus, a venit un alt echipaj, m-am supus, m-au încătușat și m-au dus la secție. Am să cer toate probele, am să solicit înregistrarea și voi face și eu ceea ce îmi permite legea. Voi verifica împreună cu avocatul și voi lua măsuri.